Să mergi cu o mașină electrică prin oraș este o experiență plăcută. Mașina este silențioasă și de cele mai multe ori reușești să o alimentezi gratis. Problemele apar adesea la stațiile de alimentare, pentru că nu întotdeauna șoferii respectă regulile. Doar ce mi-am dat check-in aici la Băneasa și putem să intrăm pe ea, cheia Băneasa. Doar eu sunt încărcat acum, domnul a uitat să dea check-in. Filmați-l, vă rog, a uitat să dea check-in. Bun, și așa în București ele sunt, dar dacă ar fi fost o singură priză și eu aș fi venit de pe DN de la Ploiești, de exemplu, să încarc aici și dânsul a fost aici, băgat la încărcat, eu nu puteam să scot din stație, adică trebuia să plec de aici, să încarc în altă parte. Momentan, bătăi de cap ne dau doar cei care sunt mai puțin așa. Mai puțin cum? Needucați în privința tehnologiei astea. Adică nu își dau check-in pe aplicație, că nu folosesc nimic, nici măcar număr de telefon în geam. Cât de important este să ai check-in? Foarte important, pentru că mașina din trasă stă la încărcat de ordinul 10-lor de minute, poate peste 2 ore. Și atunci eu, dacă vin cu 30 de km autonomie sau 10% baterie, ca să vorbim de baterii, și el doar ce a ajuns și are un procentaj de 50%, deci el va trebui să mai stai cel puțin o oră. Și atunci eu nu pot să stau, nu este ca la pompa de benzină, unde aștept după el 5 minute și acolo oamenii sunt nervoși câteodată, ați văzut, ai da bă, cum fac, nu mai plătesc o dată. Și da, aici să stau o oră lângă el și apoi alte 2 ore pentru mine, nu prea e rentabil, că în ora aia poți să faci ceva. Adică noi ne organizăm, dacă noi eram aici, eram în altă parte a orașului și o lăsam acolo 2 ore, mergeam acasă, poate făceam de lucru, făceam ceva sau merg în mult și îmi fac cumpărăturile, dar așa va trebui o oră să stau și apoi 2 ore să merg să-mi fac treburile. Te face puțin mai responsabil mașina, trebuie să-ți organizezi timp, ceea ce pentru mine e ok. E profitabil să ai o astfel de mașină? Momentan, cât e combustibilul gratuit, și după, nu cred că, acasă noi plătim 50-60 de bonus pe kilowatt, mașina are 40 de kilowatt. În oraș maxim ar putea să fie 1 leu pe kilowatt, deci aș plăti 40 de lei pentru 300 de kilometri, ceea ce înseamnă 40 de lei înseamnă că, așa, cu indulgență, cu 8 litri de benzină. Deci, cu 8 litri de benzină aș merge doar 100 de km. Limitările sunt că nu putem să mergem mai mult de 300 de km cu ea și după 300 trebuie să ne oprim să încărcăm 3 ore, ceea ce e frustrant să faci un drum de 500 de km și pe care normal cu o mașină clasică îl făceai în, să zic, 4 ore. O oră pe 100 de km. Aveți curaj să mergeți cu ea la munte sau la mare? Am fost de două ori. Și unde o încărcați? Sunt stații? Păi, în 2019, la noi în România, ai noștri nu s-au gândit că ne trebuiesc de la din București către Constanța și au gândit-o că ne trebuiesc doar în București și doar în Constanța. Și atunci ești puțin limitat. Pe autostradă trebuie să mergi cu 90 de km constant și ajungi în Constanța. Eu am ajuns fără aer condiționat cu 90 km la oră constant. Da, știu, e puțin nasol că te depășești tirurile, dar ajungi acolo. Și acolo am ajuns cu 90 km autonomie, respectiv 27% baterie. Și am încărcat-o în Constanța, după un drum de 3 ore, oricine are nevoie de un repaus. Și atunci, când am ajuns în Constanța, am mers de la Rompetrol, am mâncat un sandwich și am băut o cafea timp de o oră, pentru că n-am stat cu ea să încarc. Aveam nevoie doar să lungă stațiune. Cât am stat o oră acolo, am ajuns la peste 60%. Am mers la stațiune, mi-am văzut treaba mea. Când m-am întors, la fel, la același Rompetrol, și atunci era mai goală mașina și am lăsat-o acolo și am mers la un restaurant, am mâncat ceva și apoi am plecat acasă. Adică totul ține de organizare. Și la munte? Și la munte, asta e o poveste foarte interesantă la munte. Am fost în Bușteni și la Bușteni, la Penny, era 2 lei pe kilowatt, nu știu cum, 1,99, nu știu cum fac ei costurile astea. 2 lei pe kilowatt și nu știu, am putut cu principe așa și n-am vrut să le dau 2 lei pe kilowatt. Și atunci am mers în Sinaia cu mașina la un restaurant. Am fost la el, mi-a spus că e gratis, că nu trebuie să plătesc nimic pentru încărcare. Și am luat taxiul înapoi în Bușteni. Atunci am aflat și eu că în Brașov taxiul costă 4 lei pe kilometru și am plătit 35 de lei dus, 35 în tos. Prețul a fost același, ca și cum dacă aș fi încărcat la Penny. La munte nici măcar nu trebuie să
Mergi cu 104, cu 90 constant, că oricum e drumul de 100 maxim și atunci poți să mergi cu 100 în limita legii și ajungi acolo, nu trebuie să te ții de la aer sau de la alte chestii, că drumul e foarte scurt și te poți opri. Prima stație de încărcare mi se pare că este în Câmpina, da. Să putem să verificăm pe aplicație și atunci. Și aplicația are și chestii foarte interesante. Poți să dai aici și să-i spui de unde până unde vrei să tranzitezi. Și atunci ea îți spune ruta pe care trebuie să o iei ca să ajungi. Uitați, până la mare nu este nimic. Este doar una la Călăraș și care este la Romstal Călăraș și ei sunt închiși sau doar pentru clienți. Dar cel mai rentabil, ca să nu mai fie așa reținut, să nu mai mergi cu 90 km la oră, e să iei prin Bulgaria, că vecinii noștri au mai multe stații de încărcare decât noi. De atunci iei prin Bulgaria și ajungi în Mangalia mai rapid. În primele două luni ale anului, România au cumpărat 73 de mașini full electrice, cu 2,8% mai mult decât aceeași perioadă anului trecut, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme. La intrare, oriunde, poți să mergi și în parc să iei pe cineva, că e mașină electrică, nu? Adică o să ai acces peste tot, unul la mână, și doi la mână e profitabil că nu plătești așa de mult, adică pentru electricitate. Chiar dacă ar fi cu plată, n-ai plătit. Chiar dacă ar fi cu plată. Sunt drumuri pe care le faci nu doar în oraș. De exemplu, mergi la mare, gratis. Nu sunt mulți bani, dar dacă mergi de 10 ori într-o la mare, eu zic că sunt cam mulți. Te ajută foarte mult în oraș, e fășineață, cuplul este instant, de la 0 la peste 70 km la oră. Nu este cumpărat, este închiriat. Momentan nu se rentează să o cumpăr, pentru că un anumit timp va trebui să efectiv să plătești pentru chestii care se strică sau sunt rare, dar dacă se întâmplă va trebui să stai cu anseriu și pentru noi timpul contează și asta înseamnă că pierzi timp, pierzi bani.